Un incident rutier mai puțin obișnuit a avut loc în suburbia Lunca din municipiul Pașcani. Într-o curbă, un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în gardul unei locuințe. Evenimentul s-a petrecut luni 2 septembrie, în jurul orelor 17:30, la intersecția străzilor Unirii cu Mihai Viteazul. După impact, bărbatul a fugit de la fața locului. Situația pare cu atât mai gravă, având în vedere că în momentul impactului, în curte, într-un hamac, se afla un copil care a scăpat ca prin minune de a nu fi lovit grav. Potrivit unor martori, șoferul ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. Un domn care e în stare de ebrietate mi-a intrat în gard, a părăsit locul accidentului, a plecat. După ce a plecat poliția, a revenit. A revenit și tot în stare de ebrietate. Era cineva în curte în momentul accidentului? Da, da. Era nepoțica care era un hamac aici legat din nuc, așa, și când o făcut curba, o pus frână, s-a auzit zgomotul ăla foarte puternic, atunci au sărit din hamac și au ieșit în coridor. Eu sărit de la aștei și de la temelii, eu sărit peste picior. Într-adevăr, nu s-a accidentat, dar fata foarte, cum să zic, o sperietură zdravănă. Fiind copil, nu putea să doarmă toată noaptea din cauza fricii. Conducătorul auto locuiește tot în suburbia Lunca Pașcani. Acesta a revenit după câteva ore pentru a recupera mașina, dar proprietarii casei susțin că nu sunt de acord să îi fie restituit autovehiculul până ce nu va repara în totalitate daunele provocate. Dimineața asta au venit într-adevăr lucid, așa, la ora 8, scădem de comun acord să facă, să repare gardul. Bun, am fost și noi de acord să repare gardul, dar o adus. Într-adevăr, niște scânduri pentru cofraj, așa, și în rest alte materiale nu adus de construcție. Și vrea ca să-și ridice mașina. Nu-i dau voie să ridice mașina până și nu aduce toate materialele care se include în gardul care l-a stricat. Nu aveți încredere că va repara gardul? Nu am încredere. Nu am încredere. Din ce cauză? Că nu are cuvânt. Acum spune una și o schimbă mai târziu. Nu am încredere. Și până și nu văd materialele în curte, nu-i dau voie să-și ridice mașina. Menționăm că proprietarii susțin că nu este prima dată când li se întâmplă astfel de incidente. Ei solicită autorităților să ia măsuri și să fie montate în zonă limitatoare de viteză. Dar practic nouă ne-i frică că se întâmplă, de foarte multe ori se întâmplă mintre mașini în ogradă. Nu știu, să se găsească o soluție, doamnele, ca să pot și eu să dorm în casă, liniștită. Nu este prima dată când se întâmplă așa? Nu este pentru prima dată. Mi-a intrat și în casă. Mi-a intrat într-adevăr. S-a judecat 2 ani, dar până la urmă ce-a făcut? Nu s-a făcut nimica. Da. Numai asta vreau, neapărat. Să fac un anunț către autorități. Să pui, să facă ceva. Ca să micșoreze viteza aici la curba asta. Că e foarte periculoasă. E foarte periculoasă. Considerați că ar fi necesar un limitator de viteză? Bineînțeles, da, un limitator de viteză. Că sunt foarte mulți oameni în stare de ebrietate, nu-și dă seama că aici ai curbă și apoi intră direct în casă la mine. Anunț important pentru pășcănenii care au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale. Administrația locală informează că aceștia vor fi scutiți de majorările de întârziere dacă până la data de 31 octombrie 2019 vor achita debitele. Scutirile sunt acordate în baza unei hotărâri inițiată de primar și aprobată de consilierii locali la începutul acestui an. Trebuie să știți că dacă vă aflați printre cei 3.895 de persoane fizice ce au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, vă informăm că dacă achitați debitele până pe data de 31 octombrie 2019, nu veți mai plăti majorările de întârziere. Scutirile la plata majorărilor se aplică celor care nu au achitat impozitele și taxele locale prevăzute la legea 226 din 2015. Proiectul de hotărâre este inițiat de primarul municipiului Pașcani, Dumitru Pantazi, și votat de consilierii la începutul acestui an. El poate fi consultat pe pagina primăriapașcani.ro. Pentru a beneficia de scutiri, solicitanții, adică proprietar, reprezentant legal sau moștenitor, vor depune la serviciul taxe și impozite locale a municipiului Pașcani până la data de 31.10, inclusiv o cerere în acest sens. Taxele se plătesc la serviciul taxe și impozite locale, programul de lucru cu publicul fiind de luni până miercuri între orele 8:15:30, joi orele 8:17:30 și vineri 8:13:30.
Obligațiile fiscale pot fi achitate direct în caseriile Serviciului Taxe și Impozite Locale sau din fața calculatorului prin intermediul platformei ghișeul.ro. Până acum s-au înscris online doar 29 de contribuabili, dar plata se poate face și fără autentificarea în sistem. Managerul Spitalului de Urgență din Pașcani are zilele numărate la conducerea unității. Consilierul PMP Sorin Olariu a cerut convocarea legislativului local în ședință de urgență pentru demiterea doctorului Costică Pânzaru, aflat în concediu de odihnă. Solicitarea a fost făcută în contextul în care aleșilor locali li s-a pus pe masă un proiect de hotărâre prin care au fost tăiate o serie de cheltuieli, printre care și tichetele de vacanță. Olariu a spus că nu ar trebui să fie luate măsuri tot împotriva celor care muncesc și duc greul în spital, ci să plece cei vinovați. Din punctul meu de vedere s-a greșit, adică angajările care le-a făcut, și mă refer la foarte mulți medici, pentru că aici, de aici, cum spun eu, pus în balanță mare parte din dezechilibru pe care l-a creat în buget vine din zona asta. Nu s-a înțeles și vă spun și de ce nu s-a înțeles. Pentru că în același timp în care se tăia, se luau din sporurile unor angajați care muncesc da, zi și noapte și asigură și continuitatea, că aceștia care au sporul asigură continuitate de Crăciun, de Anul Nou, de Paște și mai departe, acestea sunt la servicii. Și culmea că acestea au fost loviți cel mai tare. Ei, domnia sa dădea stimulente financiare. Nu știm, stimulentele sunt date sigur, dar încă nu știm cui. Deci nu poți cuiva să-i tai și lui celălalt să-i dai stimulente. Deci din punctul ăsta de vedere, managementul este oarecum la pământ. Consilierul Pășcănean a solicitat ca responsabilitatea demiterii managerului să fie asumată imediat de Consiliul Local al Municipiului și să fie numit un alt director pentru a nu se ajunge la închiderea spitalului. Cum văd eu lucrurile? Eu cred că ar trebui să luăm niște măsuri de îndată și să-i mulțumim domnului manager pentru ce a făcut pentru spitalul Municipiului Pășcănean, pentru ce a făcut până acum, dar s-a dovedit că pot să zic acolo pe 2 ani de zile, dumnealui încă este că nu reușor plutește, încă nu și-a revenit să vină cu picioarele pe pământ. Și în această ordine de idei, eu cred că dumnealui ar trebui să plece. V-am spus mulțumirile de ribare. Mai cred că acolo este cumva și contabilul șef sau directorul economic, care oarecum a pus umăr sau a fost în complicitate. De cealaltă parte, consilierii din opoziție au cerut explicații secretarului primăriei, președinta CEAU-lui, pentru problemele financiare de la spital. În replică, jurista Irina Jitaru a spus că a aflat de problemele unității abia în luna august și că de atunci managerul refuză să prezinte un plan de redresare. Deci dumneavoastră spuneți că domnul manager, în postura sa de director acolo, executiv, cu acces la toate informațiile, trebuia să prezinte Consiliului de Administrație o situație, în așa fel încât dumneavoastră, mai devreme, să anticipați într-un fel lucrurile astea. Asta spuneți dumneavoastră, nu? Și dacă aveați lucrurile astea pe masă, luați hotărâri mai devreme sau mai bune. Sau? Deci nu ați să înțelegeți că noi luăm hotărâri în sensul în care avizăm, mare parte, propuneri ale celor din comitetul director sau hotărâm și cerem celor din comitetul director și implicit managerului să facă anumite lucruri, așa cum am și cerut, după cum știți, am solicitat un plan de redresare, nu l-am primit până la acest moment și am mai solicitat și altele. Dar puteți spune când ați cerut un plan de redresare? Păi despre această situație v-am spus, am aflat în luna august. Ne-am întâlnit în luna august, cred că de 3 ori într-o săptămână. Și astăzi aveți un plan? Nu, asta vă spun că nici până la acest moment, motiv pentru care știți că noi am solicitat revocarea comunului. Și edilul Pașcaniului a fost luat la întrebări de ce îl mai ține în funcție pe doctorul Pânzaru și nu scoate postul la concurs. Primarul Dumitru Pantazi a explicat că a fost organizat un concurs la sfârșitul anului trecut, la care nu s-a prezentat niciun candidat, motiv pentru care a fost nevoit să-i prelungească mandatul ca interimar timp de 6 luni de zile. Între timp au intervenit negocierile contractului cu CAS, iar postul urmează să fie scos din nou la concurs. Pantazi a subliniat însă că doctorul Costică Pânzaru a făcut multe pentru Spitalul Pășcănean și pentru Pașcani, motiv pentru care subiectul schimbării lui din funcție ar trebui abordat cu respect. De nenumărate ori, eu am
uitat un pic de dispozițiile domnului primar și am văzut că din 3 în 3, 6 în 6 luni, nu știu exact, îi se prelungește mandatul acolo. Întrebarea firească pentru mine este de ce nu se face concurs pentru ocuparea postului de manager, pentru că mandatul actualului manager are expirat de mult, iar el este astăzi în funcție tot fiindcă este prelungit. Motivul pentru care l-a prelungit domnul primar nu neapărat mă interesează pe mine, probabil domnia sa știe. Dar mă interesează de ce nu s-a organizat concurs. A fost la concurs. Deci de când sunt eu președinte al Consiliului de Administrație, a fost postulat la concurs, nu s-a prezentat nimeni. Edilul a explicat că cea mai mare greșeală făcută de actualul manager a fost că a achitat sporuri și salarii foarte mari în maximul prevăzut de lege medicilor. În acest fel, de la începutul anului și până acum, a fost cheltuit și excedentul bugetar al spitalului, peste 1 milion de lei, și s-a intrat în deficit. Situația este confirmată și de directorul economic al unității. Doina Miron a spus că dacă nu erau achitate sporuri și salarii atât de mari, acum nu erau probleme financiare, iar banii ar fi ajuns până la sfârșitul anului. Anul trecut am purtat discuții cu directorul spitalului, imediat după ce a semnat contractul cu casa, avea un excedent de 1 milion de lei la momentul respectiv. După ce a semnat contractul cu casa, imediat a trecut la negocierea salariilor. Propunerea mea a fost să nu țină cont de 1 milion de lei, să-l considere că nu-l are. Să consideri că nu are 1 milion de lei, să nu se ducă tot 1 milion pe salarii. Nu a ascultat, o luat în calcul 1 milion, o dat sporurile la 100% aproape peste tot. Gărzi la maxim, o mai înființat gărzi, deci și din punct de vedere managerial, trebuie să-și asumi răspunderile acestea. Și cu toate astea, dumneavoastră, i-ați prelungit mandatul. Mă lăsați să vă ascult. În noiembrie am organizat concurs. Am organizat, nu s-a prezentat nimeni. La 1 ianuarie s-a modificat legea și i-am mai prelungit 6 luni. După 1 ianuarie. Propunerea Consiliului de Administrație este de reluarea concursului. Luni vine din concediu, o să port o discuție cu dânsul și o să iau o decizie. Această rectificare s-a făcut, cum ați spus, la ședința voastră, în vederea asigurării salariilor pentru luna august, care se vor plăti în septembrie, rămânând descoperit parțial luna decembrie, nu în totalitate. Noi am început să luăm niște măsuri privind redresarea unității. Vom reorganiza anumite secții și sectoare care nu au adresabilitate, atât pe partea de spital, cât și pe partea de ambulator. Plus, alte măsuri de tot de reorganizare și încadrarea în cheltuieli. Menționăm că în momentul de față, la conducerea Spitalului de Urgență Pașcani, se află medicul chirurg Daniel Bechir, până la întoarcerea din concediu a doctorului Costică Pânzaru. Cel mai probabil, primarul municipiului așteaptă demisia managerului din funcție, iar o discuție în acest sens va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pentru Salubritate, ADIS Iași, modifică tarifele de colectare și transport a gunoiului din județ. Administrațiile locale au deja în dezbatere proiectele de hotărâre, prin care se solicită mandat reprezentanților primăriilor să voteze noile prețuri în ședința adunării generale a acționarilor, care va avea loc cel mai probabil în luna septembrie. Solicitarea a fost făcută chiar de operatorul regional desemnat în urma licitației, societatea Girexim Universal S.A. din Pitești, cea care urmează să preia și serviciile de colectare și distribuție din zonele Pașcani, Târgu Frumos și Hârlău în câteva săptămâni de zile, după ce stațiile de transfer vor fi operaționale. Societatea de Salubritate a motivat că este necesară majorarea tarifelor deoarece au crescut costurile de exploatare și de personal și au apărut cheltuieli neprevăzute în urma modificărilor legislative de la organizarea licitației și până acum. Proiect privind acordarea mandatului special reprezentantului Unității Administrative Teritoriale Pașcani în adunarea generală a acționarilor ADIS Iași
în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport și a deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare a deșeurilor din construcții și demolări și aprobarea tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași și împuternicirea președintelui ADIS Iași să semneze actul adițional numărul 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport al deșeurilor municipale în județul Iași numărul 357 din 30 octombrie 2018. Conform documentației trimisă autorităților locale, tariful de colectare și transport a deșeurilor menajere și similar în amestec va fi de 167,86 de lei pe tonă, iar cel de colectare și transport al deșeurilor din construcții și demolări va trece de la 25,40 lei la 29,43 lei pe tonă. Noutatea este că tariful pentru colectarea deșeurilor reciclabile a fost stabilit la 846,43 lei pe tonă. La acestea se adaugă și TVA-ul de 19%. Direximul a venit în situația fundamentată, a venit cu prețul de 167,96 de lei în 2018. În 2019, datorită creșterii salariilor minime, au crescut și costurile cu munca ei. Și în baza acestei creșteri au venit cu o fundamentare de majorare la 176,15. Urmând, ca tot de la ianuarie 2019, conform hotărârii de guvern 74, tarifele au primit diferențiate în tarife de deșeuri menajer, altele decât reciclabile, și cele de deșeuri reciclabile. Astfel încât tariful acesta de 176,15 s-a splitat în două. Cum v-am spus, pentru tariful pentru deșeu menajer a ajuns la 167,86, efectiv scade cu 10 bani față de tariful inițial și tariful de deșeuri reciclabile de 846,42. Administrațiile locale vor achita nota de plată doar pentru deșeurile menajere și cele rezultate în urma construcțiilor. Pentru colectarea și transportul fracțiilor reciclabile, costurile sunt acoperite de organizațiile din domeniul managementului ambalajelor. De asemenea, sumele rezultate în urma valorificării deșeurilor reciclabile vor fi scăzute din facturile care vor fi trimise la plata autorităților locale. În aceeași ședință a fost aprobat și contractul pentru depozitarea deșeurilor menajere, încheiat cu Salubrisesa Iași. Conform proiectului, prețul total va fi de 82,36 de lei pe tonă. Ce este esențial este faptul că tariful acesta de deșeuri menajere, altul decât reciclabile, de 167,86, este singurul tarif pe care suportă oamenii de plată. Cel de 846,43 o să fie suportat de către OIREP-uri, organizațiile de implementare responsabilității extinse a fostele OTR-uri. Menționăm că toate aceste costuri vor fi recuperate de la populație și societăți comerciale prin încasarea taxelor de salubritate, care probabil urmează să fie ajustate în consecință. Primăria Pașcani a pus în dezbatere publică un proiect de regulament privind transportul public local pe teritoriul municipiului. Este vorba despre o formă actualizată, conform noilor prevederi legale, care va fi propus spre aprobare Consiliului Local, cel mai probabil în ședința de la sfârșitul lunii septembrie. Conform anunțului de pe site-ul instituției, cei care au avut propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare le-au putut trimite la registratură sau pe adresa de e-mail a instituției până pe data de 2 ianuarie 2019. Potrivit reprezentanților primăriei, până la data menționată nu s-au primit niciun fel de recomandări sau opinii. Începând cu data de 21.08.2019, a fost publicat un anunț pe site-ul Primăria Municipiului Pașcani privind transparența decizională în administrația publică, ce propunea spre dezbatere publică textul complet al proiectului de hotărâre privind regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul municipiului Pașcani.
Pașcani. Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul primăriei Pașcani, iar până pe data de 2 septembrie 2019, doritorii, persoanele interesate, asociații de afaceri, alte asociații legal constituite, au avut posibilitatea să trimită propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la actul normativ. În urma informațiilor adunate de la colegi, până pe data de 2 a 9-a nu a fost primită nicio recomandare sau opinie legată de regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public în comun. Proiectul aduce în discuție din nou soarta serviciului de transport public local administrat în momentul de față de RAGCL, regia aflată în insolvență. În aceste condiții, administrația locală se pregătește pentru a delega serviciul unei alte societăți dacă planul de reorganizare al RAGCL nu va fi aprobat și se va dispune intrarea în faliment. Conform unor surse neoficiale, serviciul de transport ar urma să fie dat spre exploatare societății de salubritate, cea care peste câteva săptămâni va preda colectarea și transportul gunoiului menajer operatorului desemnat de Asociația Județeană ADIS. Administrația locală din Pașcani continuă investițiile de extindere a rețelelor de gaz metan. Este vorba despre 3 străzi din municipiu, șoseaua națională, 3 sectoare de stradă și strada de Aluspirii, iar în suburbia Blăgești, sectorul străzii Avram Iancu, de la intersecția cu varianta ocolitoare până la Seră. Proiectul de hotărâre a fost aprobat săptămâna trecută de consilierii locali în ședința din 29 august. În ședința ordinară respectivă lunii august a fost votat un proiect inițiat de viceprimarul Gabriela Nedelcu, face referire la extinderea rețelelor de gaze naturale în municipiul Pașcani, pe șoseaua națională 3 sectoare de stradă, pe strada Dealul Spirii și sector strada Avram Iancu de la intersecția cu varianta ocolitoare până la Seră. Menționăm că lucrările de acest fel au avut loc în suburbiile municipiului Pașcani anul trecut, fiind semnat contractul pentru lucrările de extindere a rețelei de gaze naturale pe 40 de străzi, amintesc câteva, Bisericii, Oituz, Mărășești, Buciu, Avram, Iancu, Răzoare, Păcii, Arcului, Vasile Pârvan, Râpa Galbenă, Zmeului Eternității, Siretului, Siret 1, Siret 2, Preda Buzescu, Alexandru cel Bun, Plopilor, Mihai Viteazu, Dimitre Bolintineanu, Vadu Siret, Liliacului, Dorului, Mihai Viteazu Fundac, Emil Racoviță, Morilor, Rozelor, Amurgului, Tămăduieni 1, Tămăduieni 2, 1 Mai, Gâștești, 24 ianuarie, Florilor, Pietriș, Șoseaua Neamțului, Boșteni, Libertății, Ghiocei și Primăverii. O parte din lucrări încă mai au loc în această perioadă. Menționăm că până în momentul de față au fost executate lucrări de extindere a rețelelor de gaz metan în Pașcani și suburbii. Contractul pentru lucrări a fost semnat în luna august 2018 și cuprinde un număr de 40 de străzi. Caravana filmului românesc va ajunge și la Pașcani. Evenimentul este programat să aibă loc în perioada 6-8 septembrie în piața din fața primăriei. Aici vor fi amplasate 150 de scaune, iar vizionarea va fi gratuită. În fiecare seară, între orele 19 și 23, va fi proiectat câte un film artistic românesc, iar voluntarii de la Asociația Șansa 2000 vor organiza activități în aer liber pentru copii. Organizarea activității culturale Caravana filmului românesc Pașcani 2019, inițiatorul proiectului de hotărâre, viceprimarul municipiului Pașcani. Avizele comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Jurită favorabil. Învățământ favorabil. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Pașcani împreună cu Asociația Cinecultura din București și Asociația Șansa 2000 din Pașcani. Costurile sunt estimate la 3.000 de euro, dar municipalitatea va trebui să achite doar jumătate, 7.000 de lei, restul cheltuielilor fiind asumate de Asociația din Capitală. Proiectul de hotărâre a fost aprobat de Consiliul Local Pașcani în ședința care a avut loc pe 29 august. Anul acesta este a doua ediție când organizăm caravana filmului românesc. Se va desfășura în fața primăriei. Anul trecut au rulat filme atât istorice cât și filme pentru copii. Impactul a fost unul deosebit asupra tinerilor și copiilor în mod special și probabil că din lista pe care o aveți atașată proiectului de hotărâre vom alege 3 filme care vor avea ca și grup de țintă tinerii și copiii. Așteptăm pășcănenii să vină cât mai mulți aceste seri de film românesc. Mulțumesc! Mulțumesc.
În perioada 24-25 august, stadionul Gheorghe Costache din Hârlău a găzduit Cupa Federației la Oină, ediția 2019, masculin seniori. Competiția face parte din manifestările organizate cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la organizarea primului campionat național de Oină. Cupa Federației are o însemnătate aparte pentru că anul acesta s-a desfășurat în leagănul părintelui sportului național, Spiru Haret, acesta fiind născut la Iași. Avem o activitate extrem de importantă pentru sportul nostru național, anume Cupa Federației, o competiție prin care în fiecare an cinstim anumite evenimente importante din istoria acestui sport. Anul acesta am ales Hârlăul din două motive. Primul ar fi în semn de respect pentru tot efortul pe care îl face Primăria și Consiliul Local, alături de celelalte persoane care iubesc sportul nostru național, de a asigura suportul financiar necesar echipei Stejarul Prâcovaci de a fi prezentă la competițiile federației, o prezență constantă la toate competițiile federației de seniori. Al doilea motiv este cel legat de faptul că anul acesta se împlinesc 120 de ani de la primul campionat național de oină, iar bazele oinei moderne au fost puse de către Spiru Haret, un eșan care cred eu că nu mai are nevoie de nicio prezentare. El, în calitate de ministru al instrucțiunii publice, actualul minister al Educației Naționale, în 1898 a pus bazele unei activități imense de unificare a tuturor variantelor jocului de oină și în 1899 la București a avut loc primul campionat național. Pentru toți iubitorii oinei, Spiru Haret este părintele oinei moderne. La competiție au participat 6 echipe: Stejarul Prâcovaci, Frontiera Tomis Constanța, Straja București, Politehnica Cluj-Napoca, Avântul Frasin și Biruința Ghereiești. Au fost 6 echipe care au fost împărțite în două grupe: Frontiera Tomis Constanța, Straja București, Biruința Ghereiești, Stejarul Prâcovaci, Avântul Frasin și ultima echipă este, să văd, Politehnica Cluj-Napoca. Cupa Federației la Oină ediția 2019 ce a fost câștigată de echipa Frontiera Tomis Constanța, după ce a învins cu 23-16 formația Biruința Ghereiești Neamț. Câștigătorii au fost recompensați cu diplome, medalii, trofee și tricouri de campioni. Ceilalți participanți au primit diplome și tricouri pentru căpitanii de echipă. Jucătorii, primele 3 echipe clasate pe podium, deci echipele clasate pe podium, o să primească din partea federației diplome, medalii și trofee. O să primească și tricouri de campion, echipa jucătorii echipei clasate pe primul loc. În rest, celelalte echipe vor primi doar tricouri pentru capitanul de echipă și diplome. Ce vreau să vă spun, acești jucători fac o bună propagandă sportul național doar din pasiune. Nu este un sport în care să se investească foarte mult, de multe ori nu se asigură nici strictul necesar pentru a participa la competiții, cu atât mai puțin putem discuta de premii în bani pentru echipele care câștigă sau care au rezultate deosebite. Totuși, noi am fi mulțumiți dacă toate comunitățile ar reuși să pună în practică legea 96/2014, prin care oina a fost declarată sport național și s-a instituit un program intitulat Sugestiv Redescopere Oina, program care permite tuturor autorităților publice de România să sprijine acest sport. La competiție au asistat și 4 profesori din Nepal, care sunt prezenți în aceste zile în țara noastră pentru a învăța oină. Hai, Viorel, mori! Te concentrezi mai mult, da? Hai, băbule! Ce-am prins, băi? Acolo! Mete, băbule! No! No! Te-am zis, bă! Menționăm că evenimentul sportiv a fost organizat de Federația Română de Oină în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului, CS Stejarul Prâcovaci și Primăria și Consiliul Local Hârlău. Vechimea în oină la Stejarul Prâcovaci e din 85. 10 ani nu s-au mai jucat. După aia așa din ce motive? Din ce motive? Pentru faptul că nu mai fost bani și băieții au plecat și s-au lăsat toți. Datorită că a murit domn profesor Chifan George, au mai continuat domn profesor Ciobanu și după aia așa s-a terminat cu oina la Prâcovaci timp de 10 ani. După aia așa am neființat noi clubul Asociația Sportivă de Stejarul Prâcovaci în anul 2013. Ne-am înscris în campionat în prima divizie și de atunci am reînceput înapoi oina.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben pentru 16 județe ale țării. Avertizarea este în vigoare începând de marți de la ora 13 până miercuri la ora 10. Sunt vizate județele Iași, Bacău, Vaslui, Suceava, Neamț, Botoșani, Vrancea și Galați, Maramureș, Bistrița, Năsăud, Harghita, Mureș, Brașov, Covasna, Prahova și Buzău. În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor deveni însemnate. De asemenea, meteorologii au emis și o informare meteo valabilă de miercuri de la ora 10 până la ora 23. În intervalul menționat, în Carpații meridional și de curbură, în sudul și estul Transilvaniei, precum și în nordul Olteniei și al Munteniei, va ploua, iar cantitățile de apă vor deveni însemnate. Vremea se va răci mai accentuat în regiunile sudice, sud-estice și centrale. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade în estul Transilvaniei și 31 de grade în Oltenia. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Județul Iași se află sub incidența codului galben de marți de la ora 13 până miercuri 4 septembrie la ora 10. În intervalul menționat, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat. Vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și grindină. Pe parcursul zilei de miercuri, precipitațiile continuă. Valorile termice vor marca o scădere față de ziua precedentă. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 24 de grade, iar cele minime se vor situa în jur la 11 grade Celsius. We'll be right back.